Două mâini și opriți în față fotografii care o unesc cu inimă. Și v-ați spus că nu e. Da, ia-ți vădii și! Unde e? Ce să iei? Toată lumea coborâm să mergem pe tot, mergem la muzeu așa, pe jos. Iată lei, facem fotografii la lei. A să arătați la părinți acasă. Că prioare avem. Iată, în mijloc este secolul XIX și iată sunt căprioare. Ce simbolizează căprioare? Că aici a fost îngropat un evreu adolescent. Da? Nu sărac. Hai, fotografiem căprioare. Nu fotografiem, dar filmăm. De frulicavori, parcă e o floare. E tot e steaua aceasta, steaua lui David. Iată, vezi, parcă e o floare, da? Iată, parcă e o floare, dar tot e steaua. Tot e steaua lui David. O, scuze. Au, drăpica. Care-s cavourile mai noi, mai tineri, da? Iată, revedeți culoarea galbenă, da? Sunt numerotate și au promis că o să ridice întrebarea la obștimea evrească și cu asta s-a terminat. Au plecat și cu asta s-a uitat. L-au mai îngropat și iată aici avem, cei care cunosc limba rusă, avem un cavou care sunt ieroglifele evreiești, dar este scris că când ați coborât, ați văzut un monument pe malul Nistrului, culoare albastră, da? Da. Deci o doamnă de stat care plășea niște boboci pe malul Nistrului, fost de trestie. Și eu când v-am spus, a avut mare noroc. Au. Ce? Baba care o mare. Și mă la